Fecioară, februarie 2024. Bună tuturor și bine v-am găsit aici pe canalul Raze Divine. Eu sunt Rina Devi și vă salut acum din România. Am revenit cu lectura cărților de tarot, așa cum v-am obișnuit. Totodată, dragii mei, vreau să vă reamintesc că această lectură este o analiză generală, poate rezona sau nu cu tine. Tu ia doar ceea ce simți că ți se potrivește. Lectura de astăzi este pentru toți cei ce aveți soarele, luna, ascendentul în fecioară. Haideți, dragii mei, să vedem care sunt energiile de care fecioara ar putea să profite în această lună, februarie 2024. Care ar putea să se bucure în cazul în care pot schimba ceva în viața lor. Dragi fecioare, dragi feciori, care vă aflați acum aici, în direct cu mine, să vedem ce mesaje are tarotul pentru voi, pentru luna februarie, pe toate planurile, chiar în acest moment. Primul card, primul mesaj este de la Regina Cupelor. Această regină reprezintă faptul că tu, dragă fecioară, te-ai gândit mult în ultima vreme la multe lucruri și acum este timpul să te oprești. În sfârșit, trebuie să acționezi. În sfârșit, ia deciziile tale și fă ce vrei. Fă ceea ce te-ai gândit atât de multă vreme. Acum este șansa ta de a străluci. Este șansa ta de a merge înainte. Este șansa ta care cu adevărat trebuie să te simți fericită sau fericit. Așa că, dragii mei, această carte vă spune mai puține gânduri și mai multă acțiune. Este timpul în sfârșit să faci ceea ce te face fericit sau fericită. Această regină a cupelor spune, dragă fecioară, că dacă ești deja într-o relație, este timpul să consolidezi comunicarea, este timpul să devină mai curată, să se vorbească clar despre ceea ce este dezgustător, despre ce există dezacord. A ajuns timpul pentru a rezolva diferențele. Dragi fecioare, deci dacă simți că e ceva în așteptare de ceva timp, tot ai amânat și ai amânat și că într-adevăr trebuie management în dinamica de cuplu, de comunicare, atunci sigur se vor rezolva toate aceste diferențe. O arcană majoră, diavolul, vine și spune, nu te lăsa învins de ego, dragă fecioară. Lasă-te birui de mândrie. Dacă știi în mod conștient că trebuie într-un anumit aspect pentru tine bunăstarea și bunăstarea celorlalți, deci bunăstarea ta și a celorlalți, ei bine, atunci trebuie să cobori puțin și să lași garda jos. Să lași capul plecat și cedează. Ceea ce trebuie. Cedează pentru ca totul să meargă mai bine. Al doilea aspect, sunt multe invidii pe tine în jurul tău. Multă lume te invidiază. Deja începe a identifica cine sunt acele persoane care te invidiază atât de mult. Începi să iei o decizie fermă
din această lună, iei distanță pentru că simți asta. Chiar trebuie să te dai deoparte și să iei distanță. Deci, fecioară, fii foarte atentă cu problemele de mândrie și fii foarte atentă cu subiectul invidiei. Justiția, încă o arcană majoră pentru voi, dragi feciori și fecioare. Justiția spune că dacă ești singur, această carte îți indică o relație cu o persoană din industria judiciară, adică judecător, avocat, secretar, juridic, etc. Dacă i-ai tratat pe ceilalți cu integritate și bunătate și nu ai fost tratat bine în relații, justiția indică faptul că acest dezechilibru este pe cale să fie corectat cu partenerul iubitor pe care îl meriți să vină în viața ta. De asemenea, acest card mai poate spune că cei care s-au purtat rău cu tine, dragă fecioară, își vor face apariția pentru a-și cere iertare. Dacă ești într-o relație, justiția este un semn bun sau rău. Depinde, într-adevăr, de comportamentul tău și al partenerului tău. Dacă amândoi sunteți sinceri și acționați cu integritate în relația voastră, atunci veți vedea recompensele sub forma unei perioade de armonie sau a unui angajament mai mare. Poate indica chiar căsătoria, reprezentând contractul de căsătorie. Totuși, dacă vreunul dintre voi a fost necinstit sau a înșelat, justiția indică faptul că adevărul va fi dezvăluit și cine a fost necinstit va culege ceea ce a semănat. Mi se pare corect. Regele monedelor. Acest rege este un mare semn care indică o afacere de succes pentru voi sau un imperiu de afaceri, prosperitate în probleme de muncă, atingerea unui nivel ridicat de statut în domeniul ales sau atingerea obiectivelor tale, dragă fecioară. De asemenea, puteți avea de-a face cu un bărbat în vârstă ce vă va oferi sprijin practic și încurajare într-un cadru de carieră. Acest om va fi foarte generos față de tine, dragă fecioară, în ceea ce privește acordarea de timp, sprijin sau sfaturi și ai face bine să-l asculți, nu te încăpățâna. Poate fi de asemenea un indiciu că ai putea fi potrivit pentru o carieră în finanțe și bănci, afaceri, sau mai multe domenii pământești pentru cei care căutați un loc de muncă. Într-un context financiar, acest rege al monedelor este de bun augur pentru voi, deoarece reprezintă o muncă grea care a dat roade. Lucrurile ar trebui să meargă bine în chestiuni financiare din această lună februarie. Este posibil să fii atins un stadiu de securitate financiară și stabilitate în viața ta. Acest lucru nu va fi întâmplător, ci un rezultat al tuturor eforturilor și investițiilor prudente pe care le-ați făcut anterior. Dragă fecioară, te afli într-un punct în care poți fi generos cu cei din jur și să te bucuri de lucrurile mai frumoase din viață. Arcană majoră, moartea. Era să mi se ducă jos. Moartea, asta nu înseamnă că moare cineva.
Dimpotrivă, este o carte pozitivă pentru voi, dragi fecioare și feciori. Moartea, așa cum am spus, nu se referă la o moarte fizică. Nu înseamnă că dacă vă pică această carte, mori sau îți moare cineva. Nu! În cazul tău, dragă fecioară, vorbește de carieră. Este un avertisment să nu devii prea dependent de nimic care nu funcționează pentru tine. Singurul lucru în viață care este garantat este că lucrurile se schimbă. Dacă ești nemulțumit de jobul tău actual, începe să cauți unul nou. Dacă îți începi propria afacere, dar ai fost reticent să renunți la vechiul job din cauza siguranței pe care o oferă, moartea, acest card din arcana majoră, poate indica că este timpul să te gândești să sari cu ambele picioare, nu numai cu unul. Este posibil să aveți o scădere bruscă a veniturilor sau a pierderii de bani. Dacă se întâmplă asta, nu lăsa să te doboare această schimbare, te va duce undeva pozitiv și te vei ridica. Dacă întâmpinați dificultăți financiare, nu vă băgați capul în nisip, precum struțul, faceți ajustări practice și continuați să mergeți înainte într-un mod pozitiv. Dacă sunteți strâns de bani, luați în considerare revenirea la elementele de bază. Schimbați nopți mari cu nopți confortabile cu prietenii apropiați și nu uitați că orice problemă financiară va fi bine pe termen lung dacă faceți modificările necesare. 5 monede. Te vei simți abandonat în această lună. Te vei simți singur, te vei simți pe din afară, cum se spune. O transformare în percepții, o regândire a unei situații vei avea în această lună februarie. Exact cum am spus, poate te simți singur, dar atunci când ești lăsat pe din afară, fără haine să te îmbraci, fără hrană să mănânci, realizezi că ai în preajma ta persoane foarte valoroase. Dintr-o carte a suferinței, a abandonului, se poate transforma într-o carte a magiei și a compasiunii umane reciproce. Numai unul care suferă te poate înțelege pe tine, cel care suferi. Așa că, dragă fecioară, nu dispera, Dumnezeu nu te va lăsa niciodată singur, nu te va abandona niciodată. Echilibru din arcana majoră, în cazul tău vorbește despre sănătate. Indică faptul că moderarea este cheia unei sănătăți bune, așa că dacă trebuie să ții sub control orice obiceiuri nesănătoase, vei descoperi că acum este momentul potrivit să o faci. Dacă ai întâmpinat probleme de sănătate, acum se vor remedia aceste probleme. Aducerea echilibrului acestor zone îți poate oferi impulsul de vindecare de care ai nevoie. În luna februarie vei pune în echilibru sănătatea ta, dragă fecioară, felul cum arăți. Tu ești conștient de puterea ta, de aceea ce tu știi să oferi, să faci. Situația prin care ai trecut te-a făcut să realizezi cât ai oferit tu și nu ai primit nimic. Toată experiența pe care ai trăit-o, te-ai tot întrebat de ce mai sunt. Care e treaba cu pământul ăsta? Dragă fecioară, ai primit răspunsul deja. Ai venit aici să experimentezi ceva dintr-un alt univers.
Trebuie să înțelegi că totul este respirație. Nu mai căuta acul în carul cu fân. Ești ceea ce ești și ești aici. Carul sau caleașca din Arcana Majoră. Această carte de tarot este una puternică și este deseori asociată cu norocul în cazul tău. Ea arată atât forțele pozitive cât și pe cele negative pe care conducătorul carului a învățat să le țină sub control. La fel ca faetonul, da? Indică victorie, capacitatea de a controla situația în care te afli tu acum. Acele momente în care viața ta a stagnat, a luat sfârșit acum. Este momentul să acționezi cu ambiție și să iei frâiele în mâini. Vei duce o luptă crâncenă, dar nu-ți va sta nimeni în cale la final, ci vei triumfa în tot ceea ce îți vei propune. Decizia pe care ai de gând să o iei trebuie să fie bine cântărită. De asemenea, ia în considerare că drumul pe care îl vei merge, îl vei parcurge, nu va fi chiar unul atât de ușor, atât de lin, ci vei avea de trecut mai multe provocări. Este posibil să pierzi lucruri importante în demersul tău, dar orice ar fi, nu te opri, dragă fecioară. Regina de monede simbolizează pentru tine abundență, stabilitate, pragmatism. Se produce ceva cu voi, dragi feciori, fecioare, o accelerare de energie în această lună, ceva schimbare pe latura destin. Ai săpat mult în interiorul tău și ai descoperit acele calități superioare care le posezi. Iar calitatea superioară, supremă, pe care o posezi, este aceea că ai o conexiune cu lumea spirituală din lumea materială. Aduci practic în prezent, în observabil, acea lege a universului. Tot ceea ce creăm în lumea noastră spirituală, materializăm în lumea noastră materială. Această regină reprezintă încununarea acestei revelații. Practic are loc o reîntoarcere acasă, în mijlocul iubirii de unde ne-am născut. Odată ce am dobândit acest lucru, îl vom ocroti cu toată puterea noastră. După ce te-ai străduit atâta timp să obții acea acceptare de sine, nu vei mai fi pregătit să-i dai drumul, și o vei ține în brațe așa cum ține această regină, această monedă prețioasă care este un dar divin. Mesajul acestei cărți este unul profund spiritual. Atâta timp cât tu reușești să împaci interiorul tău negativ și pozitiv, ești în echilibru. Și tot ceea ce proiectezi la exterior este echilibru. Pe latura muncii ești exact unde trebuie să fii în acest moment. Toate lucrurile o să ți se pară liniștitoare, vor fi exact așa cum trebuie să fie, dragă fecioară. Asul monedelor, această mână întinsă de divinitate, de Dumnezeu, da? Arată o nouă oportunitate pentru tine. Această oportunitate poate fi din sfera financiară, o oportunitate din sfera jobului, stabilitate materială abundentă. Vei avea câștiguri neașteptate de înflorire financiară materială. Oportunitatea divină este acum la tine, dragă fecioară, pentru un anumit timp și doar de vibrația ta înaltă depinde dacă poți lua această oportunitate sau nu. Trebuie să specific aici că de fiecare dată când o oportunitate divină ni se arată, nu este înfățișată în formă de lux
și opulență maximă la care ne așteptăm noi. Oportunitățile divine vin mascate în general în acele cutii ponosite, să le spun. Trebuie să acceptați orice vine către voi, dragi fecioare, orice mână întinsă de Dumnezeu. Este o binecuvântare, este un dar divin. Să vedem și ultimul mesaj al tarotului pentru voi, dragi fecioare, feciori. Să vedem care este mesajul de încheiere pentru voi. Ce mesaj rezonează cu voi, dragi fecioare, dragi feciori, pentru luna februarie 2024? Care este mesajul închiderii acestei lecturi? A căzut o carte care este împăratul din Arcana Majoră. Acest împărat, acest card încheie lectura voastră, dragii mei. Acest card, în cazul tău, te vei înconjura cu oameni care chiar ai nevoie în aceste momente. Te vei întâlni cu oameni iubitori în această lună, oameni prosperi, oameni de succes, oameni fericiți cărora le placi foarte mult. Împăratul mai poate reprezenta un bărbat în vârstă din viața ta, poate fi tata sau fratele mai mare, soțul sau un șef, pot să spun, care este bun în afaceri și de obicei bogat. Este un om solid, un om stabil. Este un protector puternic, împământat, să spun așa, dar poate fi și rigid și încăpățânat chiar. Este un maestru al sarcinilor grele și are puțin timp pentru distracție și frivolitate. Acest bărbat poate fi din zodia Berbec, da? Deci semn de foc. Împăratul mai semnifică și dominația logicii asupra emoției și a minții asupra inimii. Înseamnă că concentrarea, structura, stabilitatea și concentrarea sunt necesare dacă dorești să-ți transformi ideile și visele în realitate. Cam atât, dragii mei, mă opresc aici. Vă mulțumesc tuturor pentru abonare, pentru mesajele voastre frumoase, pentru like-uri, pentru energia voastră. Ne reauzim în curând într-o altă lectură. La revedere!